În problema gunoiului neridicat de la mai multe rampe din orașul Buzău, Direcția de Sănătate Publică are mâinile legate. Cel puțin așa susțin oficialii instituției, care, deși constată că există un risc major de îmbolnăviri, nu pot trage pe nimeni la răspundere. Este repetitivă o astfel de situație. De aceea eu cred că trebuie luate niște măsuri care nu pot fi luate de către Direcția de Sănătate Publică. De ce? Pentru că în legislația noastră cu privire la contravenții, legiuitorul nu a prevăzut că, de fapt, beneficiarii, practic, pot fi de vină. Și au considerat că numai cei care, agentul economic, cel care are în atribuție colectarea, transportul, neutralizarea deșeurilor, poate să aibă neconformități sancționabile în activitatea lui. Cu alte cuvinte, faptul că nu mai colectează deșeurile de la rampele de gunoi din mai multe cartiere ale municipiului, firma de salubrizare nu poate fi amendată deoarece sistarea serviciului s-a făcut în condiții contractuale legale din cauza datoriilor acumulate de asociațiile de proprietari. Să lași atât de mult niște persoane juridice să nu plătească, și aici mie mi se pare că trebuie acționat și văzut prin niște controale financiare, de altfel. Altfel spus, RER-ul ne-a atenționat de nenumărate ori că au rău platnici, drept pentru care vor sista ridicarea gunoiului, ceea ce acum s-a și întâmplat. Cât despre pericolul de îmbolnăviri? Riscul este foarte mare, nu atât prin faptul că nu se ridică și se acumulează, ci și prin faptul că el se răspândește neuniform în acest moment, pentru că acolo avem, dintre concetățenii noștri, populație care umblă prin gunoaie și le răspândesc. Dacă ar sta măcar, să spun, într-o formă ordonată, poate că riscul nu ar fi atât de mic. Acolo unde este gunoi se strâng, bineînțeles, microbi și, de ce să nu spunem, la un moment dat, în funcție de cantitate, chiar și dăunători și rozătoare putem să avem acolo, cu mari riscuri pentru rezidenții și acelui loc, dar și a trecătorilor simpli. Nu mai vorbim că acolo sunt strânși foarte mulți câini comunitari care la un moment dat pot răspândi diverse boli. Riscul este extrem de mare pentru locuitorii de acolo. Pericolul este alimentat și de vremea din această perioadă, iar astfel de probleme ar trebui rezolvate urgent. Tot este cald, avem și precipitații, vedeți că este o perioadă în care canicula nu durează foarte mult, imediat avem câteva zile de precipitații, sunt mari diferențe de vreme de la 2-3 zile la alte 2-3 zile și riscul este extrem de mare. De altfel și copiii se pot juca acolo, pentru că ei sunt lăsați la joacă și sigur este ceva nou pentru ei, poate chiar interesant și amuzant. Responsabilii DSP vor discuta cu reprezentanții firmei de salubrizare și cu cei ai Uniunii Asociațiilor de Proprietari pentru a fi identificată o soluție imediată, astfel încât peisajele dezolante pe care le putem vedea în mai multe cartiere din oraș să dispară. În momentul de față, serviciul de colectare a deșeurilor este sistat la 12 asociații de proprietari care cumulează datorii de peste 200.000 de lei.